volumul pe care l-am publicat recent la editura de la Cambridge stă sub semnul unei declarații pe care, profetice pe care a făcut-o Brătianu, pentru Gheorghe Brătianu, care ar fi putut să fie un Fernand Brodel al Mării Negre, adică să impună, precum Fernand Brodel, Marea Mediterană în conștiința occidentală, Brătianu ar fi putut impune Marea Neagră. Profeția lui Brodel, lui Brătianu, a fost următoarea. Marea Neagră este o bătălie din secolul XIX între Occident și Rusia pentru Marea Neagră. Suntem, din păcate, în aceeași paradigmă. Suntem, din păcate, în aceeași situație, pentru că, în continuare, bătălia dintre Est și Vest se duce la Marea Neagră fără o soluție finală, fără o soluție clarificatoare. Suntem încă, deocamdată, la nivelul întrebărilor, nu la nivelul răspunsurilor. Și asta explică, practic, tot ce se întâmplă în jurul nostru. Tot ce se întâmplă în jurul nostru este consecința neclarificării strategice a unor regiuni care, deocamdată, nu știu încotro să se îndrepte, inclusiv unei dintre ele, pentru că nu știu cine sunt, că vorbim de Republica Moldova, că vorbim despre Azerbaijan, Armenia, că vorbim despre Ucraina, că vorbim despre Belarus. Deci, din această perspectivă, această nesoluționare strategică generează toate aceste conflicte. Primul caz semnificativ din acest punct de vedere al indeciziei este, dacă vreți, Belarusul. Aș începe cu Belarusul pentru că e cel mai relevant în sensul că închide un ciclu. Ce se întâmplă acum în Belarus este, dacă vreți, închiderea unui ciclu al revoluțiilor pornite în 1989, care toate, chiar dacă nu de la început, au avut un vector geopolitic. Toate au fost orange în specificul locului, ca să zic așa. Niciuna n-a fost o revoluție de dragul revoluției, niciuna n-a fost o revoluție doar de dragul puterii. Până la urmă s-a auzit, vrem în Europa, suntem europeni, prin urmare, vectorul geopolitic era pregnant. În Belarus este o revoluție anti-revoluție orange, adică o revoluție în care vectorul geopolitic să nu fie prezent. Ca să fiu mai clar pentru cei care ne privesc, e ca și cum am fi avut în Republica Moldova o revoluție împotriva lui Voronin, sovietic, omul sovietic de excelență, generalul de miliție sovietică, nici măcar din servicii secrete, o revoluție care ar fi spus făcută de rusofonii din Chișinău, deci de oameni de cultură și de limbă rusă, împotriva lui Voronin, pentru că ar fi fraudat alegerile. Deci, în Belarus este o revoluție făcută de populație vorbitoare de limbă rusă, de extracție rusă, de cultură rusă, împotriva unui dictator de care s-au săturat. Dar nu este o revoluție geopolitică, nu e niciodată o revoluție împotriva Federației Ruse, pentru că oamenii care o practică, revoluția aceasta, ei sunt creația ai Federației Ruse și sunt partea culturii Federației Ruse, chiar și etnic sunt ruși. Deci pătura aceasta care protestează și care vorbește în Belarus este de extracție rusească, nu este de extracție nici măcar vernaculară, ca să zic așa, băștinașii din Belarus, care, nu-i așa, ar fi căpătat conștiință de sine și se ridică împotriva ocupantului sovietic sau rus. Nici vorbă de așa ceva. Prin urmare, ce o să avem în Belarus va fi o democrație controlată, cum se zice, la Moscova, în care, sigur că vom asista la o scenătă de tip partide politice, multipartitism, și în care fiecare va încerca să-și facă jocul. Polonia jocul ei, Europa jocul ei, Lituania jocul ei, dar va fi un joc în care regia este scrisă și scenariul este controlat de Federația Rusă, pentru că evident că Federația Rusă va avea partitura majoră. Noi nu putem concura în aceste spații cu Federația Rusă decât cu mare greu și în Belarus cu atât mai puțin. Deci din punctul ăsta de vedere asistăm, după părerea mea, la o scenetă cu final anunțat, Lukashenko va pleca când Federația Rusă va fi convinsă că se poate da drumul proiectului de democratizare, așa zicând, a Belarusului, adică Belarusul poate să devină o republică parlamentară cu alegeri libere, că asta vrea populația, nu-i așa, cu o electorală care seamănă cât de cât cu ce se întâmplă în spațiul occidental. Dar atât și nimic mai mult. Vectorul geopolitic în Belarus nu s-a născut, nu s-a aprins flacăra oranjului în Belarus și, după părerea mea, nu se va prinde niciodată. Miza este prea mare strategic vorbind, așa încât Federația Rusă să-și permită să lase Belarusul de capul ei geopolitic, ca să mă exprim mai puțin academic, și lucrul ăsta, după părerea mea, nu se va întâmpla, indiferent că unii sau alții nutresc opinii, speranțe în această direcție. Al doilea caz, iarăși relevant din punct de vedere al ambiguităților, este Nagorno-Karabahul. Karabahul este o problemă veche, sigur, din vremea sovietică. Ce se întâmplă acum nou? Se întâmplă acum nou un eșec al Armeniei, foarte semnificativ, care a exagerat prea mult în ultima vreme. Președintele, liderul armean Paișan, este
a fost prins în această chingă feroce a naționalismului ucrainian, care a făcut de pildă, inclusiv printr-o diaspora armană foarte puternică, ca armenii să respingă nu doar așa numitele acorduri de la Madrid din 2007, care erau ceva un pic mai rezonabile, dacă vreți, dar chiar să trimită negocierile la acordul de la Serva din 1923. În momentul acela când s-a demantelat Imperiul Otoman, Armenia a luat foarte multe teritorii. Armenia vrea să recupereze toate teritoriile, inclusiv de la Turcia. Mai imaginați-vă dumneavoastră un stat precum Armenia ca să recupereze teritorii de la Turcia lui Erdogan. Asta vor unii armeni, mai ales din Statele Unite, care împiedică orice negociere cu Azerbaijan. Și din punctul ăsta de vedere sunt de o radicalism atroce, păstrând proporțiile pentru cei care cunosc mai puțin zona, e ca și cum Victor Orban vrea să negocieze totul, inclusiv articolul, inclusiv tratatul de la Versailles. Ei, în logica asta suntem, iar Armenia plătește pentru asta. Armenia a respins orice negociere cu Azerbaijanul, i-a umilit pe Azer, nu doar în 2016, dar i-a umilit în vara lui 2020, când a omorât un general major pe teritoriul Azerbaijanului. Chestiunea a rămas fără răspuns din partea Azerbaijanului, dar naționalismul s-a ridicat extrem de profund. Ce s-a întâmplat în plus? O Turcie, care devine, sigur, revendicativă, dă în clococi, nu dă în clococi doar la Marea Mediterană, dă în clococi test, adică dă în clococi în zona Azerbaijanului, pe care o consideră, păstrând proporțiile, cam cum consideră România Republica Moldova. Două state, o singură națiune. Azerbaijanul este partenerul nostru, fie în război, fie la masa de negocieri. Asta este poziția turcă. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, au suflat un vânt în pupa Azerbaijanului. Stele s-au așezat bine pentru Azerbaijan, în sensul că America este neinteresată de lobby-ul armean în America, că nu este în patria lui Charles Aznavour, lobby-ul cel mai important al armenilor, ci în America. America nu este interesată, deci le scade potențialul. Turcia este în creștere. Au reușit printr-o bugetare la nivel de bugetul apărării în Azerbaijan era cât bugetul întreg al Armeniei. Deci au reușit să compenseze deficitul militar pe care aveau în raport cu azerii, s-au așezat bine pe picioare, un naționalism atroce și au început, vor să-și ia revanș. Sigur că aici se spui că azerul cu Turcia o să scoată pe armeni din Nagorno-Karabakh, din Karabakhul de munte, care e o zonă muntoasă în care e greu să duci lupte, este naivitate. Nu se va întâmpla asta. N-are forță Azerbaijanul să scoată armenii din Nagorno-Karabakh, dar se va întâmpla probabil o masă, se va renegocia situația Nagorno-Karabakhului. Adică armenii vor pierde, dacă vreți, ceea ce au crezut că câștigă prin orgoliu nemăsurat, vor pierde dreptul de a respinge negocierile. Deci cred că direcția spre care se merge este o negociere la masă. Azerbaijanul va pune presiuni inclusiv cu Turcia foarte puternice ca renegocierile să fie reluate, astfel încât pentru prima dată și Azerbaijanul să câștige ceva. Avantajul de partea azerului, apropo de steaua care s-a așezat bine, sau una dintre ele, este că rușii nu iubesc acum leadership armean, chiar dacă nu este geopolitic leadership armean, dar a făcut o greșeală majoră, a venit din stradă. Moscova nu iubește liderii care sunt aduși de stradă. Din motive existențiale, dacă vreți, nici măcar geopolitice. Deci, din punctul ăsta de vedere, leadership-ul armean nu stă foarte bine, iar Rusia va controla procesul. Sigur, nu până la capăt, dar nu va merge cu susținerea Armeniei așa cum ar fi mers acum 10 sau 15 ani, mai ales că nici nu e vorba propriu-zis de Armenia, ci de o regiune nerecunoscută, Republica Nagorno-Karabakh, așa zic. Cred, deci, că finalul acestei tensiuni care sunt în creștere și fără precedent vor fi o reluare a negocierilor cu Azerbaijanul, având avantaje semnificative. Ei bine, în acest context, Republica Moldova alege. Marele păcat, marea dramă a Republicii Moldova este să nu intre în logica Belarusului, pentru că foarte multă lume în Occident dorește ca această regiune să fie privită prin grila de lectură a Belarusului. Adică vrem alegeri libere, vrem democrație, dar nu vrem geopolitică. Dacă Republica Moldova face această greșeală majoră, și eu cred că în România noi încă n-am transmis aceste mesaje, și mă îngrijorează asta, dacă face această greșeală să degeopolitizeze alegerile prezidențiale, se predă grilei de lectură belaruse a regiunii, care este un avantaj major pentru Federația Rusă. Federația Rusă vrea să democratizeze, între ghilimele, Belarusul, tocmai pentru a da un mesaj și Occidentului. Ajutați-mă să vă ajut! Și atunci, sigur că vom avea această democrație bleagă și nătângă, fără rezultat, care, sigur că electoral va suna bine, dar în realitate nu va avea niciun miez. Dacă Republica Moldova face această greșeală și România trebuie să ajute ca această greșeală să nu se facă, adică să renunțe la orice vector geopolitic, să nu mai vorbească de Europa, să nu mai vorbească despre Sibiu, să nu mai vorbească despre România, asta înseamnă că Republica Moldova devine, dacă vreți, Belarus.
devine Belarus și se predă unui proiect strategic și geopolitic al Federației Ruse. Asta este mare pericol al alegerilor din Republica Moldova. Nici măcar nu contează cine câștigă neapărat. Contează că a extras geopolitica din Republica Moldova, s-a predat, a închis-o și după asta se poate face orice, inclusiv o federalizare, inclusiv un statut special pentru Transnistria. Asta mă îngrijorează pe mine la liderii, la discursul opoziției din Republica Moldova, asta mă îngrijorează și la discursul politic sau strategic al României, că nu spune lucrul acesta și, iertați-mă, nu trage puțin de urechi pe cineva, inclusiv la Chișinău, pentru ca lucrurile să fie, să rămână pe făgașul firesc, adică cerințe ca Republica Moldova să facă parte din Europa, pentru că Republica Moldova este în proximitatea României, proximitatea Europei, nu este Belarus și nu trebuie să fie așa.